Sper în suflet pentru omul trist. Sunt minciuni care cresc către cer, sunt vigoare ca cere de ieri, cu seara caldă, cu zări de adică după ce că mi-ai banii, mă mai ieși de prost. Vezi, Doamne, că nu înțeleg. Nu sunt suficient de deștept să-ți înțeleg ție marea artă. Adică uite, Doamne, cum ne-a scăpat nouă geniul lui și n-am atins nivelul de iluminare prin care să înțelegem că, de fapt, depresiile lui reprezintă marea artă. Ia mă, băiatule, că nu ne-am născut ieri. Dar de ce îmi bagi mie vorbe în gură? Am zis eu că sunt genial? Că sunteți voi niște dobitoși care nu înțelegeți nivelul de iluminare? Dar ce-i luat-o mă așa personal? Ziceam generic, adică în general voi artiștii vă plângeți că nu vi se vând cărțile astea, că nu-i vine lumea la teatru? Dar vine lumea la teatru, mă, ce ești nebun, e sold out. Da, mă rog, ce vreau să zic e că ăștia care se plâng ar trebui să se întrebe dacă cineva vrea să vadă sau să citească toate elucubrațiile alea care le trec prin cap. Bun, se face o piesă bună, foarte bine, e firesc să scoată banii. Corect? Da. Deci tu zici că ar trebui să jucăm toți după cum vrea publicul. Asta vrei tu să zici. Fără public nu existi ca artist. Da, să zic și eu, chiar cred lucrul ăsta. Că indiferent de cât de fără sens ar suna povestea pe care o scrii tu, dacă e scrisă cu onestitate, îți găsești publicul tău. A, deci tu nu scrii cu onestitate, dar nu te publică nimeni. Știi foarte bine că e vorba și de conjunctură. Păi vezi mă cum vii cu scuze. Eu zic, fără client nu există artist și clientul poate că nu vrea să plătească pentru ceva ce nu înțelege. Băi, dacă am face toți numai ce vrea publicul, rezultatul n-ar fi decât un lung șir de clișee și de idei reambalate. Ar dispărea originalitatea cu totul. Oricum cine poate ști exact ce vrea publicul, adică poți doar să presupui așa. Eu cred că publicul vrea... Păi nu mă, că există studii, există statistici, adică lucrurile astea se pot calcula. Uite, îți dau un exemplu la prima mână. Să zicem că publicul preferă comedia, da? Nu știu, statistic 60% publicul preferă comedia. Ce înseamnă asta? Că există probabilitatea 60% ca povestea ta se vândă. Da? E, și din ăștia 60%, 35% băi, băi, preferă... Băi, cum ești să mor eu? Comediile romantice. Tu crezi că așa se face artă cu șublerul? Cu tabelul de Excel în față? Așa crezi că scria Shakespeare, stătea și calcula probabilități? Stai un pic, Shakespeare a scris niște povești simple, adică povești pe care să le înțelegă toată lumea. El și ea se iubesc și deja conflictul. Băi, Shakespeare e Shakespeare pentru că poveștile lui au tâlc, înțelegi? Băi, cu tâlc sau fără tâlc, simple sau nesimple, important este să ai condei. Și ăsta nu vine nici din manualul de arte frumoase, nici din statistici. Asta vine de aici. Bă, dar ești incredibil, să mor eu. De ce, mă? Ce, eu vin, mă bag peste matematica ta, vin la tine la facultate să zic cum să predai? Deci dacă ai înțelege măcar un pic din ceea ce predau, mamă, ce lecții mei, da. Deci nu numai că nu înțeleg, dar nici nu înțeleg la ce folosești. Pe așa poți să zic că cineva și despre cărțile tale. Care cărți? Exact. Bine că ești tu, mare boss, marele profesor care își folosește funcția ca să agațe studente fragile emoțional. Știi ce pățesc ăștia ca tine, nu? Ce? Ai văzut ce a pățit ăla de la Iași, ăla 4 sau 4. Ce, mă? Cine ăsta? E un profesor, mă, de la medicină din Iași care șantaja studentele să se culce cu el, că altfel le pică examen. Pe bune? Da. Mamă, ce om. Dar zi, mă, cum se compară? Pur și simplu. Tu profesor, el profesor. Așa. Așa. Îți dai seama că pentru o fată venită de la Cuca Măcăi, venită în București, o bage în seamă un domn profesor universitar. Conf. Conf.
Nici nu trebuie să le mai șantajezi, domnul Conf, vin și singure, mai ales dacă au daddy issues. Stai, mă, adică tu vrei să zici că n-ai profitat niciodată de faptul că e scriitor, artist, intelectual? Da, nu e același lucru. Da, faptul că sunt eu scriitor mă face să fiu mai interesant, mai cool, că sunt artist, umanist, dar tu, ca profesor, ești tătic. Tu ești persoana mai matură, mai învățată. Nicuța te ascultă, că dacă nu te ascultă, o pui pe coș de nuci. Înțelegi? E un raport de dominare. Tu ești pe o poziție de forță pe care ți-o dă funcția ta de profesor. Conf. Conf. Bă, ar fi adevărat ce spui, dar nu m-am culcat niciodată cu o studentă de-a mea. Mă rog, cel puțin cât mi-a fost student. Și Cristina? Care Cristina? Cristina nu e studentă a mea. Nu-i pun note, e la altă secție. Păi, e irrelevant, chiar dacă nu e studenta ta, e tot domn profesor ești. Care Cristina, mă? Studentă la științe aplicate, mă mai vedeam cu ea așa. Și pe asta cum ai cunoscut-o? Păi am avut la un moment dat un curs comun cu mai multe secții și după curs am rămas să stau de vorbă cu mai mulți studenți, printre care era și ea. Și săptămâna trecută, după ce am terminat un curs, mă duceam să mănânc ceva la cantina facultății, am văzut-o pe hol și am strigat. Salut! Hei! Cristina, nu? Da, da-ți reținut. Am o memorie bună. S-a mirat că i-a reținut numele și probabil că s-a simțit cumva flatată așa și... Dintr-una într-alt am mers la cantină unde mi-a povestit de viața ei, cum a venit în București de la Bacău, cum a făcut un an la altă facultate, apoi a vrut să dea la stomatologie, cum a ajuns să dea la Politehnică, mă rog, lucrurile de-astea. Și pentru că eram bună la matematică. Îți place matematica? Da. Dacă ai nevoie de ajutor, să-mi zici. Îți zic. Apoi am mers spre casă, spre căminul ei de la facultatea de drept și pe drum a continuat să-mi povestească de familia ei, frați, surori, mă rog, lucruri care nu mă interesau neapărat, dar trebuie să treci prin toate astea, nu? Da, 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 normal. M-a întrebat dacă sunt căsătorit, eu am întrebat-o dacă stă singură la cămin. Na, înțelegi, întrebări de-astea, masca. Da, 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 te-ai insinuat, ca să zic. Și dacă una dintre voi vrea să vină cu cineva, cum faceți? Alternați un ciorap de clanță, cum faceți? Am condus-o încet încet către cămin, am dus-o în față și când să ne luăm rămas bun, am pupat-o pe obraz și am zis că miroase frumos. Ce brăjar! Trebuia să-i zic ceva frumos, nu? Măcar miroasea frumos? Miroasea decent. Mm-hmm. Păi bine, și? Și... Auzi? Colega ta, cum o cheamă? Ramona. Nu trebuie să se întoarcă? Nu, că dorme în altă parte. Nu o să se supere că i-am pângărit așternuturile, nu? Îi reschimbe mâine. Oricum eu o să trebuiască să plec. Poți să stai dacă vrei. Nu, cam tabieturile mele. Adică nu-mi place să dorm în alt pat decât într-al meu, plus că ce facem, ne înghesuim într-un pat dintre ăsta. Am mai dormit așa. Sunt un om bătrân. Nu mai am eu stare de de-astea. Parcă zice că ești veșnic tânăr. În spirit, fizic, au cam început să ruginească elementele. A venit să uite că mură la mine. Ce poate să-ți facă? Nu știu, să mă întrebă unde am fost. Ești bea mare, te descurci. Zic. Da. Sigur nu te super, nu? De ce să mă super? Că nu rămân să dorm aici. A, nu, stai liniștit. Și mie îmi place să dorm singură. Ok. Păi, am plecat. Ok. Auzi, totuși nu ai numărul de la poartă. De ce? Păi vreau să sun să-l chem la etajul 4. Zic că a spart cineva ceva și să cobor după ce urcă el. Nu, nu l-am. Păcat. Hai, mă, chiar ți-era frică de paznicul la cămin? Nu era frică, mă, era paiure, așa, na. Dar Irina știe de escapadele astea amoroasele tale? Nu știe, am convenit că nu ne spunem cine cu cine se mai vede.
Ok, dacă asta e convenția, eu nu mai zic nimic. Păi nu zici nimic, dar mă judeci. Am tot dreptul să te judec, nu? Păi n-ai, că nu știi despre ce e vorba. Dar ce, tu știi despre ce e vorba? Adică? Întrebam așa, în general, tu știi despre ce e vorba? Stai mă, adică de relația mea cu Irina? Da, normal că știu. Adică ne-am înțeles că avem o relație de amiciție, dar cu beneficii. Nu suntem obligați să ne spunem cine cu cine, da, să da, mai da. Vedem afara orilor de program. Ok. Dar ce, tu nu judeci? Bă, nu. Treaba lui ce face cu viața lui. Vezi mă, om cu scaunul la cap. Bine, domnule, nu mai zic nimic și nici nu mai judec. Oricum discutăm degeaba, s-ar putea să o cam termin cu Irina. Păi de ce? Nu mai funcționează mecanismul ăsta super sofisticat în care poți să fii în același timp cu sula în cur și cu sufletul în rai? Mecanismul funcționează foarte bine, altceva nu funcționează. Adică? Adică, să zicem că am probleme cu alt mecanism. Aoleu, da. Deja la vârsta asta? Nu în sensul ăla, dar de când sunt cu Irina, eu nu mi-am dat drumul niciodată. La propriu sau la figurat? La propriu. Adică n-am avut cu ea orgasm niciodată în astea 4-5 luni. Cu altele, bam, na. Păi și cum? Păi așa. Niciodată, nu? Niciodată, nu. Păi asta, cum zic, cu altele am. Da, ea n-am. Ce bine că nu te judec. Da, nu, totul foarte bine între noi. E super ok, nu ok, super ok, dar... Mă, în afară e problema asta. A, detalii. Că în rest se uită la aceleași seriale. Da. Și treaba merge. Cu altele ai orgasm? Nu cu toate. Ar fi frumos să ai și cu mine. Nu te bat la cap, ziceam doar așa, că sunt geloasă. Păi, parcă am convenit că nu sunt geloși. Ok, nu sunt geloasă, sunt invidioasă. Mi-ar plăcea să te simți în largul tău și cu mine. Mă simt. Da, bine. Ce, se pare că nu mă simt în largul tău? Da, mi se pare. Tu te simți bine? Da. Păi asta contează. Contează să te simți și tu bine. Păi mă simt. Ești prea încordat, trebuie să te lași. Eu sunt încordat? Da, lasă, te dansează. Eu nu dansez. Ești prea ermetic, nu mă lași deloc să mă apropii de tine. Ia liniște. Da, trebuie să chem pe cineva să sui pe acoperiș. Exact ce ziceam. Eu încerc să vorbesc cu tine și tu. I-auzi? Nu. Ce rău? Vorbi. Nu. În partea asta se aude. Ești paranoic. Mamă, nu-i auzi? Nu. Nu s-aude nimic. Păi s-au speriat și stau nemișcați. Faci ce faci și reușești să eviți discuția. Nu e fi nimic, numai că n-avem ce să discutăm. E tot ok așa cum e. Uh-huh. E ok. Da, e ok. Mai puțin porumbei ăștia. Un pod în casă? Nu chiar în casă, în tavan. Adică... Când au pus ăștia rigipsul, au lăsat un spațiu, cam așa, și au intrat porumbei printre rigips și acoperișul casei, dar prin streșină. Și ce vrei să facă ăștia de la deratizare? Păi să-i alunge dracul de acolo, tu știi ce enervant sunt? Cum să-i alunge? Să dea cu praștia în ei? Să dea cu pietre? Nu știu mă cum să-i alunge, cum alungă șobolanii, de unde să știu? În primul rând nu-i alungă, ci îi omoară și în al doilea rând porumbei nu sunt șobolani. Nu, sunt șobolanii aerului. Atâta că zboară, nu rezi nicio diferență. Ei, nu-i nicio diferență. Ai văzut tu că în parcuri oamenii hrănesc șobolani? A? Șobolanofili? Dresori de șobolani? Frate, sunt jegoși și plini de boli porumbei. Mhm. Da, șobolani care duc răvășele de amor, ai văzut? Sau ai fost tu la o nuntă unde la final dau drumul la 100 de șobolani albi printre picioarele mesienilor, bolcăiți? Uite, asta chiar mi-ar plăcea să văd. Aș merge da. La o nuntă de asta. Cu ce să te ajute ăștia de la deratizare? Că n-au cu ce. Păi eu ce fac, mă, că și-au făcut ăștia cuib acolo, tu știi cum se aude?
Ai zice că pe niște porumbei nu-i auzi, dar se aude, zici că scurcan, nu porumbei. Ia-ți pisică. Sunt alergic la pisică. Ăsta e fără păr. Știi că au făcut ăștia unele fără păr, special pentru ăștia alergici. Sunt alergic la pisică, mă, nu la părul de pisică. Ce treaba am cu părul lor? Poți să fii, mă, alergic la pisică. Ești alergic la păr. La pisică. La păr de pisică. Nu, mă, la pisică. Fii atent, știi ce poți să faci? Poți să-ți iei un uliu. Uliu? Uliu. Și poți să-l ții pe umăr, așa, ca aspirație. Două dani. Îți dau seama că n-aș vrea să sufere și nici să ne despărțim în termen de ăștia nasoli. Avem o relație foarte bună, de fapt. Na. Mă înțelegi? Cam aiurea, da. Să știi că povestea asta a ta poate fi germenul unei posibile cărți. Eu aș citi un roman despre asta. De fapt, aș scrie. E, hai, o novelă, o schiță. Nu, ce-o fi, dar ideea asta că cineva reușește să găsească formula, crede el, ideală, ca să împace și capra și varza, dar destinul face mișto de el și îl face impotent, mie mi se pare super haioasă. De ce mă faci mai impotent? Am zis eu ceva de impotență? Pur și simplu n-am avut orgasm, asta mă face impotent? Ca să fie povestea mai interesantă, e mai bine să fii impotent. Dar scrieți-mă poveștile după întâmplările unui impotent, nu după ale mele. Dar e o formă de impotență, nu? Adică, dacă ai vrea să zicem să faci un copil... Nu vreau. Bine, să zicem. Așa. Dacă ai vrea și mi ți-ai dat drumul, n-ai putea să lași femeia gravidă. Da. Deși fizic tu nu ești steril sau ceva. Asta nu e o formă de impotență? Stai, mă, dacă o femeie n-are orgasm, e impotentă? Nu există impotență la femei. Nu, e frigiditate la femei. Păi vezi, mă, cum vii cu judecăți diferite? Păi nu vin cu nimic, dar așa stau lucrurile. Hai, mă, lasă-mă în pace, nu sunt impotent și gata. Oricum cu alte tipe n-am problema asta. Asta ține strict de relația mea cu Irina și de-aia vreau să o termin. Trebuie să mai povestești de chestia asta a ta, că mă interesează serios. Mamă, lasă-mă cu poveștile tale din Arici Păgunici, pe bune. Băi, vin cu carnețelul la mine. Vino cu carnețelul. Mai stați? Uite, mă, suntem noi și dumneavoastră. Hai că am plecat. Hai, bun, pa. Te-ai spălat. Nu m-ați spălat, mă. În fine, bun. Te-ai supărat pe mine? Nu, mă. Hai, pa. Salut. Pa, ne auzim. Mm-hmm. Ce te apucă, mă, cum? Scrii romane. Ascultați! Vreau să vă cânt în astă seară povestea unui fier de vară, ce-ntotdeauna surzând trecea prin viață fluierând repăsător. Era un bărbat de o vârstă imprecisă, bine clădit și perfect îngrijit. Nu era nici scund, nici prea înalt, dar era bine făcut și se simțea sigur pe el. Profesor la Politehnică era unul dintre preferații studenților sau al studentelor. Și ele erau preferatele lui. Era un Don Juan de sesiune, un Casanova de seminar. Era genul de profesor căruia îi plăceau ecuațiile cu mai multe necunoscute. Uite, ți le-am și călcat, Mariana. Mersi. Petru, nu mai faci așa. Ți-a tu cu un clește de spart nucile. N-am nevoie. Vrei niște pan de șpan? Mhm. Irina, ce face? Bine, cu doctoratul. E tot în ordine cu ea? Mhm. Vezi că dau numărul tău de telefon lui Rodica. O știi pe Rodica, nu? Care e de la Ocșani? Da, exact. Nepoată să e studentă la Politehnică, la Galați. Mm-hmm. Și vrea să se transfere aici. Și ce să-i fac? Păi, să te vezi cu ea, să spui cum să se pregătească, să-i zici una altă. Mm-hmm. Te rog eu frumos, știi ce mult țin la Rodica? Da. Să mă sune. La doctor ai fost? Mhm. Și ce a zis? Hai. Hai că doar nu e capătul pământului. Gata, poți să te îmbraci. Nu e nimic anormal. Poate e foarte puțin umflată. Ce înseamnă foarte puțin umflată? Adică există vreun risc?
Nu e nimic neobișnuit pentru vârsta asta. Când îmbătrânești, nu mai e atât de viguroasă. Mă îngrijorează un pic acel foarte puțin umflată. Cum pot afla cu exactitate dacă e ceva neregulă? Deci prostata e în regulă. Nu-ți fă griji. N-am cum să nu-mi fac griji. Câteodată nu mă simt bine deloc. Bine, fără febră sau alte simptome, dar... Pot fi mai mulți factori. Oboseală, stres. O să-ți dau să-ți faci niște analize. A, foarte bine. Adică dacă ar fi ceva, s-ar vedea la analize, nu? Așa e. Uite, îți trec aici hemoleucograma completă, fibrinogenemia, examen complet de urină. Pentru boli venerice îmi dați ceva? Vrei tu? Uite, îți trec. HIV, clamidia, sifilis, gonoree, hepatita B. Ce mai vrei? Nu știu, puneți-le pe toate. Mai bine să fiu sigur decât să-mi pare rău, nu? Bine, uite, îți trec VDRL, TPHA, ADN-HPV genotipare, herpes simplex 1 și 2. Vrei și Papa Nicolau? Ca să fim siguri. Petru se hotărâ să pună punct relației cu Irina. Nu avea niciun sens să continue, o relație incompletă nu putea duce nicăieri. Ar fi putut să rămână prieteni, se gândi el, totuși se înțeleg destul de bine, asta l-a și atras de la început la ea. Cum să-i spună fără să-i rupă inima? Se apropie frământat de ea. Vezi că iar nu-ți merge interfonul. Da, știu. Stai puțin jos. Unde, pe pat? Pe pat. Am mers cu metrou să nu stau așa pe ceasă. Las cu telefonul spălat. Așa, deci am ceva important să zic. Păi e și eu aș avea ceva de zis. Da? Eu sunt însărcinată. Cum? Sunt însărcinată. Asta e tot ce poți să zici? Nu. Adică eu sunt tatăl? Da. De unde știi? De unde știu ce? Că ești tu tatăl? Da. Am o bănuială. Adică ești 100% sigură? Sigură că ce? Că sunt însărcinată sau că e al tău? Da. Dar ce? Că e al meu. Da, frate, sunt sigură. Păi, cum poți să fii atât de sigură? Adică n-ai mai fost cu nimeni în ultima vreme? Nu. Cum ai fost cu ăla, cu grafica, graficianul ăla, cu Cristi? Cătălin. Așa, ăla care face publicitate. Da, Cătălin. Așa, Cătălin. M-am mai văzut cu Cătălin de 4-5 luni. Deloc nu te-ai mai văzut? Deloc. Bine, atunci cu altcineva. Ultima oară când m-am culcat cu altcineva decât cu tine a fost în septembrie. Fă-și tu un calcul. Aha. Și? Ce ai de gând să faci? Nu știu, n-am luat o decizie. M-am gândit că ar trebui să luăm o decizie împreună, nu? Clar. Deci, tu ce ai de zis? Eu, ce să zic? N-ai nicio părere? Mă duc un pic până la baie. Tu ce faci, ai grețu? Băi, cum s-a putut? Eu nu mi-am dat drumul. E iaca. Uite că s-a putut. Păi cum? Doctorița a zis că e posibil. Ce mă fac? Ce fac? Cum dracu mă mai despart de ea? Da, delicată treabă. Ce-ai zis, mă, e super sensibilă. Nu pot să-i cer să facă avor să ne și despărțim. Trebuie să fiu alături de ea, că nu sunt nesimțit. Dar ce vrea? N-ai paștie. Nu știu ce vrea. Îți dai seama că nici ea nu prea mai are multe fise de băgat. Azi când nici tu nu prea mai ai. Dar unde ți-a zis ce are de gând? N-am apucat să vorbim. Mi-a zis că trebuie să plec de urgență la facultate și... am plecat. Ce urgență, mă? Ce, tu ești chirurg? Nu, mă, n-aș știu ce să-i spun.
Trebuie să remarc că în povestea asta începe să mi se contureze conflictul. Termină-mă cu tâmpenile, e serioasă treabă. De povești ți-ar dacă pe bune. Ce tâmpenii, mă? Asta e cartea pe care mă apuc eu să o scriu. Bine. Și faptul ăsta că ea a rămas însărcinată, deși tu nu ți-ai dat drumul niciodată cu ea, mi se pare de-a dreptul superb. Dar scrie-mă ce vrei și lasă-ne în pace. Mulțumesc. Nu, trebuie să găsesc o soluție să mă despart de ea fără să suferi, asta-i. Man, nu poți să faci chestia asta, îți dai seama. Cu cât aștept mai mult, cu atât o să fie mai greu și mai complicat, zic eu. Tu știi. Pentru ce mă aștepți? A rămas că vorbim în câteva zile. Când se întoarce, pleca din oraș câteva zile să-l liniștească. Păi, uite, mai ești tot timp să te gândești cum s-a procedat și... Da. Măcar ai văzut că nu sunt impotent. Măcar atât? Tu nu, da. Personajul... Măcar pe personajul tău. Un uragan de emoții îl cuprinse în acea dimineață liniștită. Oare ar fi fost cazul să se gândească să păstreze copilul și să întemeieze o familie împreună cu Irina? Dacă era un semn din partea destinului? Atâtea gânduri și nici măcar nu era singura lui problemă. O să-i zic ceva de genul că lucrurile au mers prea repede, că nu trebuie să ne grăbim și... Că aveți toată viața înainte. Da, ceva de genul. Nu, m-am gândit și n-am cum, efectiv n-am cum. Îți dai seama că o să agațe și mai tare de mine. Mă, nu trebuie să vorbești cu ea. Să vezi ce vrea și ea, nu? Păi da, mâine mă duc și pun totul pe masă. Sinceritate brutală. De așa e cel mai bine. Păi da. Dar dacă ea decide să păstreze copilul? Cum să decide, mă? Păi poate să crească un copil singur. Eu vreau să crești un copil singur. Dacă zice că vrea să-l crească singur. Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu. Vedem mâine. Habar. Ce facem? Venim mai încolo? E, hai să jucăm cu ei. Zic să-și concluie. Eu votez cu Andy. Facem un 3 la 3? Faci! Da. Ia dă-mi ieși. Dacă vor ei... Da, jucăm cu a noastră. Ce faci? Vrei să încep tu? Da. Ia. Frumoasă aici! La! Ieși! Ieși! Bine! A noastră? Pasă! N-a sărit! N-a sărit, e ruptă asta, uite-l și tu! Hai, mă, nu! Hai! Hai! Faul! Cu pasă! Păi nu cu pasă, dacă mă împinge! Cum te împins? M-a împins! Hai să... Faul! Vezi că tu cam faultezi? Nu? De două ori mai faultat până. Zipe cuvântul tău când ai atins. Zipe cuvântul tău când ai atins. Ai văzut că e la agonie. Zipe cuvântul tău când ai atins. De ce te-ai luat pasă? N-ai văzut că eram liber? Da, mă, ia pasă! Aici! Ce faci, mă? Bine. Stai. Time out. Time out. Bine. Nu mai pot.
Mă, m-a luat așa un fel de amețeală. Haideți, mă, ce naiba, ne fac niște copii. Băi, spectacol din seară, trebuie să fim în formă, ce ești nebun. Și eu. Tu ce? Și eu aș vrea să rămân în formă. Haideți, mă, măcar până la 10. Pentru onoare. Bă, proastă idee a fost asta. Eu am zis că te mai relaxezi și tu, că mai aveți de probleme. Nu vezi ce relaxat sunt? Da, puțină mișcare nu stric. Da, definește puțină. Hai mă, că n-a fost așa rău. Bă, da, viteaz te mai dai. E, sunteți voi niște hodorogi. O să muriți repede. Ioana? Salut! Salut! Ce faci, Petru? Bine. Uite pe aici, tu? Mă duceam de la muncă. A, și eu. Da, dar ce lucrezi? Predau matematică la poli. Acum am fost cu băieții la un basket. Ah. Cu Silviu, îl mai ții minte pe Silviu? Care Silviu? A fost cu mine în liceu, la A. La ce clasă ai fost, mă, în liceu? La ce? La ce? Și el e Andy, un prieten. Andy. Fără bine. Lucrezi în zonă? În Victoriei, dar am avut o întâlnire aici. Căsătorită? A. Divorțată. A. Îmi pare rău. Să nu-ți pară. Și tu? Nu sunt nici căsătorit, nici divorțat. Nici văduv. Păi asta e bine, nu? Da, e foarte bine. Păi bine. Hai să îți dau cartea mea de vizită. A, super. Și îți dau bic ca să ai numărul meu. Ca să ne auzim, da. Mm-hmm. Bine. Bine, păi îmi pare foarte bine că te-am văzut. Da, și mie îmi pare bine. Pa. 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 Ciao. Pa. Ai uitat să zici că miroase frumos. N-a fost nevoie. De siguranță. Asta e Ioana aia cu care te-ai mozolit printre a 12-a? M-am mozolit. M-am pupat cu ea odată. Așa, așa, dânsa. Dar oricum a fost o tensiune sexuală între noi doi tot timpul. Și care nu s-a consumat niciodată. N-am avut ocazie. Păi n-ai avut, că de neconsumată ce e, încă arde acolo o flacără. Nu știu, m-a trecut atâta timp. Arde, arde. Las că nu e timpul pierdut. Păcat că tocmai ești pe punctul de a deveni tată. Hai mă, termină cu chestiile astea, ți-am zis. Mâine zic Irinei și gata. Bă, cum e ăsta, bă, frate, bă. Uite, eu m-am gândit și cred că n-ar fi bine să păstrez copilul. Că nu e momentul acum nici pentru mine, nici pentru tine. Da? Ești sigură? Da, sunt sigură. Dacă așa crezi tu, nu. Adică și eu cred că ar fi cel mai bine așa. Și cred că ar fi bine să nu ne mai vedem o vreme. Adică, mă rog, putem să ne vedem, dar cred că ar fi bine să rămânem doar prieteni. Aha. Că ar fi bine pentru amândoi să încercăm să tragem niște concluzii din povestea asta. Să nu rămâne doar așa un episod neplăcut din tinerețea noastră. Da, sunt... Adică... Na, nu mă așteptam. Sunt surprins. Îți dai seama că și pentru mine ar fi ultimul lucru să rămână asta o amintire neplăcută. Da, mă... Decizia abruptă a Irinei îl tulbură pe eroul nostru. Nu se așteptase nicicum la asta. Cât de convenabil s-au aranjat până la urmă lucrurile. Nu fusese nevoie să-i frângă inima, nici n-apucase să-și spună intențiile. Putem zice că ieșise din toată povestea asta mai mult decât onorabil. Rămăsese chiar impresionat de hotărârea Irinei. Atât de bine se înțelegeau că nici nu era nevoie să-i spună ce simte. Îl citea perfect. Și totuși, ceva parcă nu era la locul lui.
un sentiment nedeslușit de vină, de frustrare sau de altceva. Da, a fost o experiență foarte ciudată. Adică m-am simțit ciudat. Cum? Ce ai simțit? Vină? Nu știu ce am simțit. Da, și vină, aha, normal. Frustrare? Da, cred că și frustrare a fost, nu știu, dar mai degrabă că a fost un șoc. Șoc? Bă, deci m-a luat total prin surprindere, nici n-am mai știut ce să zic. Venisem cu pledoarea pregătită, cu argumente, argumente la contra-argumente. Contra-contra-argumente? Da, cu... mă pregătisem pentru plâns, în două, trei fraze m-a făcut și acum. Da, mă, da, până la urmă ai obținut ce ai vrut, nu? Da, și deși stătusem atâta să mă gândesc la cea mai bună rezolvare a situației, ea a rezolvat-o imediat, în doi timp și trei mișcări. Simplu și eficient. Păi ar trebui să înveți și tu ceva de la ea. Pe bune? Da. Păi zic că dacă totul s-a terminat bine, îți mai bate cap. Relaxează-te și enjoy. Eu așa zic. Bă, până la urmă asta am vrut. N-am de ce să mă simt prost. Nu? Nu? Da. Hai, noroc. Noroc. Hai, vorbim. Pa. Salut. Salut. Noroc. Pa. Pa, Simona. Pa, Simona. Într-adevăr, acum că obținuse ce-și dorise, era cazul ca lucrurile să revină la normal. Trebuia să treacă peste, să-și repună viața în ordine, să-și continue treburile începute și neterminate. Viața trebuia să-și reia cursul firesc, lăsând evenimentele neplăcute undeva în prăpastia uitării. Stai, că m-au bruiat ăștia. M-au scos din stare. Vrei ceva de băut? Nu, mersi, sunt bine. Sigur? Da, nu vreau nimic. Nimic? Ceva tot vreau. Da? Da. Da, sărmână. Cum? Cum naiba? Și e mai bine acum, e conștientă? Unde sunteți? Am înțeles, vin acum. Da, vin acum. Băi, o să trebuiască să plec. I s-a făcut rolul mama și a luat-o salvare, au internat-o în spital. Dar ce-a pățit? Nu știu, i s-a făcut rău. Ea are probleme cu inima, a găsit o vecină leșinată. Și ok? Adică e conștientă? Nu știu, nu mi-a spus. O să trebuiască să fug. Da. Nu te super, nu? Nu. Petru, bine că ai venit. Mama, cum e? Doarme acum, i-au dat un furosemnic ca să-i scadă tensiunea.
Dar ce are? Unde e medicul? A avut o sincopă cardiacă. I-a crescut tensiunea, a avut palpitații. M-a sunat, am venit, am găsit o căsuță pe jos și am chemat imediat salvarea. Vreau și eu să vorbesc cu doctorul. Ce a zis? O să fie bine? O să fie bine. Și în funcție de cum îi ies analizele, se decid dacă îi pun sau nu stimulatorul ăsta cardiac. Ce e asta? E un aparat care reglează bătăile inimii. Adică operează? Nu operează, nu e. E mai complicat, dar ți explică medicul. Eu am vorbit cu el și am avut așa o stare. Pare de încredere. O să vorbesc. Ce faci? Bine, uite, am avut un curs. Tu? Am avut și eu un curs aici, în Bene, și voiam să văd ce mai faci. Ce să fac? Uite, încerc să strâng astea fără să le încurc. Nu zic acum, zic așa în general. În general, sunt ok. Ești puțin aiurea. Băi, iartă-mă că sunt așa, dar trec într-o perioadă mai agitată. Nu, înțeleg. Dar mă simt prost că am venit. Dar nu trebuie să te simți prost. Eu ar trebui să mă simt prost. Se întâmplă în viața mea niște lucruri mai neobișnuite și încerc să mă obișnuiesc cu toate. Bine. Păi, eu trebuie să vorb până la rectorat. Ok. Eu am un curs. Ne mai auzim. Da. Bine. Pa. Ciao. Toate evenimentele care se derulaseră în ultima vreme îl puseseră pe gânduri pe Petru. Îl puseseră pe Petru pe gânduri. Îl frământau pe Petru, pe Petru. Erau gânduri care nu păreau să ducă nicăieri, cum nicăieri nu pare să ducă nici povestea asta. Cum să nu ducă nicăieri? Fiară! Iubiți prieteni, ascultați, vreau să vă cânt în astă seară povestea unui piel de vară. Întotdeauna surâzând trecea prin viață, fluierând nepăsător. Dar într-o noapte minunată s-a îndrăgostit și el de fată. Și atunci sărmanul visător, sub ochiul blând al stelelor, a prins de dor pentru întâia dată. Bă, cred că am greșit cu Irina. Cum? Nu trebuie să mă desparte. Tu faci mișto acum? Nu, chiar nu fac mișto. Păi și de ce nu mă avertizezi să vin și eu cu carnețel? Hai mă, lasă-mă, carnețelul tău. O să-mi bag picioarele, nu mai merg în viața mea la casting. De ce, mă? Ce ai pățit? Bă, deci m-au chemat. Am dat proba. La final mi-a zis că totul e perfect. Mi-am făcut speranțe. După aia n-am mai dat niciun semn, nu știu cât timp. Acum m-au chemat din nou. Iar îmi fac speranțe păi și tot așa. Așa, și dacă nu te mai duci la castinguri, cum vrei să te mai iau în filme? Bine mă, dar ce crezi că pe De Niro îl cheamă ăștia la casting? Da, ai dreptate. Dar și aici vin cu un gând al meu, nu e un atac la persoană. Eu cred că De Niro ăsta are puțin mai multă notorietate decât tine. Dă-mă acolo de bulangii.
Mă tot cheamă la recall-uri și când tot pe Dragoș Bucur îl iau, știi? Dar pentru ce era casting? Un music. Aha. Tu ce, mă? N-am nimic. O regretă pe Irina. Ce, mă? Iartă-mă. Da, mă, cred că m-am pripit pe Irina. Da, ce are? Cum adică? Adică nu trebuia să o lăsăm scape așa ușor. Cum să o lăsă scape așa? Păi n-ai vrut, mă, tu să te desparți de ea? Am vrut, dar m-am pripit. Bă, dar sucit, mă, ești. Asta e. Și ce ai de gând să faci? O să mă văd cu ea diseară, o să rog să se mai gândească, poate chiar păstrăm copilul și, nu știu, poate o să încercăm să avem și noi o relație mai... cum se cade așa mai. Tu chiar vorbești serios? Adică ce are? De ce să nu păstrăm copilul? Că nu înțeleg. Nu știu, mă. Poate pentru că ar trebui să te gândești mai serios la chestia asta. Da, m-am gândit foarte serios. Mai ales că acum primești 2 ani indemnizație de creștere copil. Ah, da, corect, corect. Dar tu ești pregătit să intri în lumea oamenilor serioși și în lumea oamenilor mari? Adică ce vrei să zici, că eu nu sunt serios sau? Nu. Ești serios, dar pregătit să fii tată crezi că ești? Bă, ce înseamnă asta să fii pregătit să fii tată? Adică ai noștri erau pregătiți că ne-au făcut pe noi? Băi, e vorba de un mindset. Dacă ești tu dispus să renunți la confortul tău pentru un copil. Păi stai, că nu-i dracu așa de negru, e un copil, Doamne, iartă-mă, nu-i bau-bau. Bine, Doamne, dacă tu ești hotărât să mergi pe drumul ăsta, eu ce să zic? Eu nu pot decât să mă bucur că mi se răsuflase povestea și îmi dai material. Adică tu tot mai vrei să mai scrii o carte după povestea asta? E, nu mai vroiam, dar acum mă mai gândesc. S-ar putea să fie interesant. S-ar putea. Am avut și zile mai bune. Te cred. Tu? Bine, sunt bine. Mă bucur. Băi, uite, m-am tot gândit și... cred că ar fi bine să păstrăm copil. Tu vorbești serios? Da, vorbesc foarte serios. Ce-i așa amuzant? Băi, nu știu, e pur și simplu. Păi, vin și mie să râzi și eu. Tu chiar îți dorești un copil cu mine? Da, chiar îmi doresc un copil cu tine. Stai așa, hai să o luăm altfel. Tu chiar îți dorești un copil? Da. Da? Nu par foarte convins. Doresc un copil cu tine, nu-mi doresc neapărat copil. Aha, vezi? Ce să văd? Că ești prost, nu vezi? Nu înțeleg, de ce sunt prost? Păi nu-ți dai seama? Nu-mi dau seama. Păi normal că dacă ești prost, nu-ți dai seama. Nu, pe bune, de ce zici că sunt prost? Pentru că tu îmi spui că îți dorești un copil cu mine, dar nu-ți dorești neapărat un copil. Adică, mersi, sunt măgulită că îți dorești un copil cu mine, dar ce să fac eu cu tine și cu un copil pe care se pare că nu ți l-ai dorit vreodată? Am zis eu că nu mi l-am dorit? Hai, mă, că s-a citit pe fața ta când ți-am zis. Și oricum nici acum nu par foarte convingător. Și ce ar trebui să fac ca să fiu convingător? Zi-mi sincer, tu îți dorești să te trezești din 4 în 4 ore noaptea? Să-i dai să mănânce? Îți dorești să-l plimbi, să schimbi scutece, să-l speli, să ai grijă de el 24 din 24?
Eu mă gândeam că o să facem toate astea împreună, nu? Oricum vorbim degeaba. Mă interesa mai mult ce reacție ai. Adică, dacă îți dai seama ce presupune asta. Deja am făcut avort, așa că discutăm discuții. Cum așa? Când? Nu era la altăieri. Așa că nu. Poate dacă îmi spuneai astea atunci, poate că avea sens discuția asta, dar așa... Noi putem să reluăm relația de unde a rămas, nu? De unde a rămas? Da, adică ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Măi, de mine povestea asta m-a făcut să-mi dau seama că nu mai putem să o ardem așa, adică sunt ca un semnal de alarmă. Nu mai avem 20 de ani. Cel mai important lucru acum pentru mine este să învăț singură de viață sau eventual cu cineva care să fie pe aceeași lungime de undă cu mine. Și eu nu sunt? Nu cred că ești. Mă, ne înțelegem așa de bine. Cum nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine? Pentru eu mă înțeleg bine cu multă lume, dar asta nu înseamnă că sunt pe aceeași lungime de undă cu toți. Cu tău ceva? Da, un ceai. Bună ziua! Bună! Eu sunt Sânziana. Salut! Ce loc? Mulțumesc! Eu sunt Petru. Da, mi-am imaginat. Ce faci? Am crezut că nu mai e. Mă scuzați, m-am rătăcit puțin, am luat altul de bus de la gara și m-a dus în altă parte. M-am dat jos, m-am întors și apoi l-am luat pe la bun. Dar m-a avut noroc că a ajuns repede. Tu ai venit cu trenul acum? Da, acum o oră. Și tot acum te întorci înapoi? De seara, da. Astăzi, adică? Da, de seara. Mm-hmm. Păi, zic mai multe, nu știu. Vrei să dai la poli? Da. La ce facultate? La automatică și calculatoare. A, dacă mi-a zis maică-mea că ai ceva legătură cu zona da, asta. Da, tot automatică și calculatoare la Galați, anul 2. Și de ce vrei să te muți? Păi, așa mă îndrumătă meu, că au auzit că aici îți găsești mi-a atunci bine plătit și... Da. Da, studenții, nu știu, sunt foarte căutați, dar știi că nu poți să te transferi direct. Că trebuie să dai examen intern anul întâi și după aia eventual îți mai echivalezi niște examene, dar oricum e foarte greu. Da, știu, am sunat la secretaria și mi-au zis ce să fac. Asta e. Ok. Păi, uite cum facem. Eu o să-ți dau o problemă și tu o să încerci să o rezolvi, da? Acum? Acum, da. Să văd și eu la ce nivel ești. Da, să știți că nu m-am pregătit pentru asta. Păi asta e și ideea, să nu fii pregătit. Da. Să știi că examenul la poli e destul de greu, mai ales la calculator. Concurența foarte mare, au fost și 10 pe loc la un moment dat. Da, știu, de asta nici nu am dat din prima aici. Da, timp până la examen mai e puțin. Eu zic că trebuie să încep să te pregătești. Da, eu am zis, dacă fac un an, doi la Galați, mă descurc cumva la examen și... Sfatul meu e să faci niște meditații. Toți cei care dau la calculatoare fac meditații. Bine, dacă nu sunt olimpici. Da. Nu prea m-aș baza pe ce ai învățat la Galați. Măcar aveai note bune? Aveam. Așa. Bine, primul an am avut note mai bune. Era și materia mai ușoară. Da, eu zic. Ți-ar prinde bine niște meditații. Păi cam pe la 19 ani așa am plecat în Anglia la Sormea și am stat aproape 3 ani. Și când m-am întors, a mie mi-au zis că ar fi bine să dau la ceva legat de calculatoare ca să se caut acum. A, deci ai te-ai împins în direcția asta? Da.
După liceu am zis să stau vreun an în Anglia și îmi dai eu seama ce o să fac, dar m-am întors acasă cu coada între picioare, taicu mi-a zis că dacă mai am de gând să stau pe banii lui, ar fi bine să fac ce spune el. Ce ai făcut în Anglia? Am muncit, am avut grijă de bătrâni, am făcut curățenie. Aha. Mhm. Bine, așa mi-am și dat seama că fără facultate nu poți să faci nimic și m-am întors aici. Dar ție ce-ți place să faci? Te pasionează informatica? Nu știu dacă mă pasionează neapărat. Nu, adică ce ai face așa după capul tău? Sau ce ai fi făcut? Eu nu-ți dau la arte, dar și mur de foame. Băi, nu neapărat. Asta e o preconcepție, să știi. Am un coleg de liceu care a terminat conservatorul și acum moare de foame. Nu. Ce încerc eu să zic este că dacă îți dorești ceva, trebuie să mergi clar în direcția aia. Cât de mult poți. Adică, oricât de mult ți s-ar îngusta drumul, să nu zici că n-ai încercat. Da. Știi? Adică să nu trăiești cu regretul că ai fi putut face ceva în viață, dar ți-a fost frică. Da. Așa e, dar... Ce rochie drăguță? Da, e drăguță. Și aveți copii? Dar tu ești, mamă, ce naiba? Scuze, ai copii? Nu. Mă rog, e mai complicat. Dar v-ați dori... Pardon, ți-ai dori copii? Da, mi-aș dori. La un moment dat. Tu? Nu, n-am copii. Ei, nu, asta mi-nchipuiam. Te dori, ți-ai dori? Cred că da. Adică mă văd la un moment dat cu copii, dar nu acum. Mai am multe de făcut înainte de asta. Cum ar fi? Să călătoresc, să cunosc lumea, să încerc experiențe noi. Clasic. De ce n-aveți copii? Nu sunteți căsătorit? Nu. Tu? Nu, dar cumva la mine e normal. Dumneavoastră, pardon, tu ești mai în vârstă. Adică ce vrei să zici? Că sunt bătrân? De-aia vorbești cu mine cu dumneavoastră? Nu, nu, n-am vrut să spun că ești bătrân, dar ești la vârsta la care alții au copii și sunt căsătoriți. Asta e. Se mai întâmplă să n-ai copii și să nu fii căsătorit. Îmi pare rău, nu trebuia să întreb asta. Mă scuzați, sunt mai curioasă din fire. Te scuz dacă nu mai vorbești cu dumneavoastră. Scuze. Nu-i nimic. Ateneu, ai fost la Ateneu? Nu. Nici eu n-am fost. Crezi că ai putea veni săptămâna sau chiar de două ori pe săptămână la București? Pentru? Pentru meditație. Aș putea să te meditez. La noi a început sesiunea, în curând vine vacanța și am destul de mult timp liber. Da, aș putea. Bine, da. Mă gândesc că e greu să bați atâta drum și să nu, că îmi fac temele în tren. Da, na, să bați atâta drum, să te și întorci. Nu, am o mătușă. Dacă e să vin, o să rămân aia peste noapte. Ah, ok. Da, aș putea să vin în weekend-uri. Sigur? N-aș vrea să te chinuiești prea tare. Sigur, da, e ok. Dar... Ce anume? Cam cât iei pe oră? Cum? Adică, care e tariful? Am o fi serioasă. De ce? Păi nu ți-aș lua bani, Doamne, iartă. De cum așa? Nu se poate. Deci nu numai că nu vreau și că mi-ar face plăcere, dar m-ar dezmoșteni maică-mea dacă să-și cere bani. Bună, Ilinca. Da, bună. Silviu e la baie. Nu-i nimic, te-l aștept. Ce citești? Silviu, vezi că e musafir. Imediat! Și? E bună? Salut! Hai, lasă! Hai pe balcon să o lăsăm pe Ilinca să citească. Odată cu evenimentul ăsta, povestea capătă mai mult dramatism. E drept, e la prima mână, dar până la urmă, ăsta e un fapt destul de comun, nu?
Și totuși, decizia personajului de a continua cu Irina n-ar mai fi influențată de posibilă apariția unui copil. N-am putea să spunem că rămâne cu ea pentru copil. Interesant. Păi tu măcar îți dai seama cât ești de egoist? Eu vin aici la tine, am pus sufletul pe masă și pe tine te interesează doar cartea ta. Chiar nu poți să-mi răspunzi tu în calitate de prieten, nu de scriitor de duzină? De ce? Nu pot să fiu amândouă? Dar de ce spui că sunt scriitor de duzină? Tu chiar crezi asta? Tu scrii SF-uri, nu romane de dragoste. Și ce, crezi că n-aș putea să scriu un roman de dragoste? Da, nu cred asta. Ilinca, tu crezi că aș putea să scriu un roman de dragoste? Da. Mai vrei cafea? Da, mai dăm. Ilinca, mai avem cafea? Nu. No. Ei, nu. Mai aveam, a glumit. Auzi, mă, tu te-ai gândit vreodată ce ai face dacă ai falimentat brusc? Cum adică? Adică dacă ai rămâne fără nimic. Fără casă, fără familie, fără bani, fără nimic. Fără prieteni? Fără nimic. Nu știu, m-aș duce la un adăpost de stat social. De ce? Mă gândeam ce aș face în situația asta, cum m-aș descurca. M-aș apuca să cresc găini, să cultiv legume ca să mă întrețin. Păi, ca să crești găini, trebuie bani. Da, mă, bine, aș fura o găină, nu știu. Și ca să cultiv legume, trebuie pământ? Aș cultiva legume în parc. E bine așa? Ok. Frișca ai? Bună! Bună, pe. Ți-am adus astea. Vrei să te ajut să le pun în frigider? Nu, mersi. Le pun eu singură, mersi. Sigur? Da. Nu? Mai ai nevoie de ceva? Nu, mersi mult. Altfel cum e? Bine. Da? Trebuie numai să am grijă să iau medicamentele la timp. Atât, atât. Da. Ai grijă. Da. Hai, vorbim, da? Bine. Pa. M-am văzut cu Sânziana lui Rodica. Da? Da. Și cum a fost? Bine. E ceva de capul ei? Așa. Trebuie să facă pregătire. Își dorește foarte mult să intre. Nu poți să o ajuți tu? O să o ajut. O să-i dau niște meditații când vine în București. Și cum arată? E frumușica? Da, e ok. Eu am văzut-o în niște poze când era mică. Era tare drăguță. Da, e drăguță. Rodica e tare mândră de ea. Normal, ce vrei. Sper să intre. Da, și eu sper. Mă spun dacă e ceva, da? Da. Bine, hai. Pa. Mersi mult. Cu plăcere. Dar ai vreun motiv concret? Dar nu-mi trebuie, mă, un motiv concret. Eu nu înțeleg de ce nu putem relua relația. M-am gândit mult la ce mi-ai spus. Ok, înțeleg. Nu mai vrei să trăiești ca la 20 de ani. Vrei să îți duci viața înainte, da. Nu înțeleg de ce nu putem să facem lucrurile astea împreună. Să știi că ești problema schimbată experiența. Orașul fremăta sub lumina caldă a dimineții când Petru se întâlni cu Irina ca să discute despre o posibilă împăcare. O să mă implic mai mult, spuse Petru pe un ton nesigur. Vom avea o relație serioasă, insistă el, exclusivă, însă Irina nu se lăsă deloc impresionată de discursul lui. Petru, tu nu ești în stare să ai o relație serioasă, spuse ea privindu-l tăios în ochi. Eu îmi doresc pe cineva de care să fiu îndrăgostită și care, la rândul lui, să fie îndrăgostit lulea de mine, pe când tu nu ești capabil de gesturi de afecțiune. Dar nu înțeleg, ce gesturi mai trebuie să fac? Mă, tu știi ce înseamnă să fii romantic? Da. Nu știi. Uite, de exemplu, de când ne cunoaștem noi doi, tu nu mi-ai cumpărat niciodată o floare. Stai-mă un pic, tu vrei să zici că nu sunt romantic, că nu ți-am luat niște plante moarte? Pe bune acum. Te vezi, nu ești deloc romantic. Ce este un pic?
Uite. Hai că n-am înțeles nimic. Totul pare în regulă, nu e nimic care să te îngrijoreze. Păi cum? Uitați aici. Hemoglobina, eritrocitele și hematocritele sunt sub nivelul normal. Sunt puțin sub. Ai doar o ușoară anemie. Așa și ăsta nu-i motiv de îngrijorare? Asta înseamnă că nu e nimic grav. De ce să ne îngrijorăm pentru ceva ce nu e grav? Păi acum iertați-mă, la voi dacă nu e metastază, nu e nimic grav. Dar vine omul la dumneavoastră că suferă, că-l doare ceva, dacă nu e nimic de tăiat, e tot ok, nu? Noi aici ne ocupăm cu medicina curativă. Dacă apare vreo problemă, noi o reparăm. Dacă nu e nicio problemă, nu avem ce să reparăm. Așa, așa, dacă vă zic că uneori nu mă simt bine deloc, că am făcut sex neprotejat? Dacă era ceva, ieșea la analize. Bine, dar trebuie să existe un test ceva, nu? Singurul test pe care mai pot să ți-l fac este să te trimit la un tomograf. Aoleu, pentru ce? Ca să stabilim dacă e totul în regulă la bibilică. Vara venise cu speranța unui nou început. Deși nu renunțase la ideea de a o recuceri pe Irina, Petru începu meditațiile cu Sânziana, de-a cărei companie se bucura de 2 ori pe săptămână. Era o fată cu adevărat fermecătoare, iar Petru nu putea să nu remarce asta, mai ales că se înscria perfect în tipologia femeilor de care era atras. Avea ceva nedefinit. Ceva care făcea ca timpul să curgă altfel în prezența ei. Tensiunea erotică dintre ei devenise insuportabilă. Gata. N-am apucat să... E suficient. N-am făcut decât 3. E ok, pentru început e ok. Asta e ok. Asta nu e ok. Asta... Nu te-am întrebat, vreau cafea, o apă? Nu, sunt ok, mersi. Sigur? Sigur, da. Dacă mi se face, să te țic. Poate e ok. Aici la a doua, ce știm? Știm că un număr complex este egal cu 0 dacă și numai dacă părțile lui reală și imaginară sunt amândouă egale cu 0, da? Deci ecuația devine alfa la a 3 minus 3 alfa beta pătrat minus alfa pătrat plus beta pătrat minus alfa minus 1 egal 0, da? Deci rezultă de aici că beta egal 0. Da. Deci soluția reală a ecuației este 0. Uite, dacă tu nu vrei să-mi iei bani, te rog să primești asta. Ce e asta? Hai mă, fii serioasă. E un cadou, sunt niște bomboane. Trebuie, îmi țin. Te rog, pierzi atât timp cu mine nu și... Nu pierd mă nimică. Dar insist. Și eu insist, îți mulțumesc foarte mult, dar nu trebuie să-mi iei nimică. Te rog, sunt doar niște bomboane. Hai să nu ne formalizăm. Sunt foarte bune. Sunt convins. Nu vreau, mulțumesc mult oricum. Ok, bine. Ce faci, te duci la mătușa ta? Ei, nu chiar. Am trenul mai târziu și mă gândeam să mă mai plimb puțin. E frumos afară. Am și de pierdut câteva ore. Hai că vin și cu tine. Îți fac un tur al orașului. Ei, nu trebuie, adică nu te deranja pentru... Dar nu mă deranjează deloc. Dar mă descurc. Dar eu vreau să vin. Serios, chiar nu trebuie să-ți pierzi timpul. Nu pierd mă nimic, am timp. Mă o să-mi iau sacou, da? Ok. Bine. Mulțumesc. Mergem? Hai. Da, și acum îmi spune că ar vrea să fiu mai romantic, să iau flori. Seara că-mi pasă. Păi, trebuie să-ți spună ea să-i cumperi flori? Bine, nu înțeleg obiceiul ăsta cu florile. Pentru mine florile sunt niște plante moarte, atâta tot. Ei, sunt frumoase. Nu, mă, nu înțeleg cine a inventat protocolul ăsta. Adică e total aleatoriu. Ar fi putut fi foarte bine în loc de niște flori moarte, niște animale moarte. Hai, mă! Da, pentru mine are același sens. Termină! De fapt, nu. Că o găină moartă poți să o mănânci. Ar avea mai mult sens decât niște flori moarte, de fapt.
Fix asta își doresc femeile să primească, găini moarte. E, ziceam și eu așa. Păi... Bine, hai nu găini, uite, un porc de găină. Că pe ăla nu poți să-l mănânci. Îl pui frumos în vază cu mustățile în sus și termină gata, cu prostiile. Florile sunt gingașe și până la urmă nu-i decât un gest prin care ți-arăt sentimentele, nimic mai mult. Ce sentimente, mă? Păi tu știi câte flori am dus și eu tovarășilor din generală? Mamă, ce sentimente aveam pentru ele. Eu cred că ele s-au bucurat să primească flori. Mai mult decât s-ar bucura la niște hamster morți. Fluturi. De fluturi morți. E bine? Fluturi? Da. Fluturii sunt frumoși. Dar de unde iei atâția fluturi? E mult mai greu să prinzi un flutur decât să culegi o floare, nu? Tocmai că e greu. Îți dai seama ce ar însemna gestul ăsta? M-am chinuit atâta timp să prind 21 de fluturi pentru tine. Da, bine, bine. Bomboane. Dar pe unde au intrat? Pe la strașină, adică eu acolo am văzut mai mulți porumbei și acum stau la mine în tavan. Adică între tavan și acoperișul casei, un spațiu cam așa de câțiva centimetri și am intrat pe acolo și au făcut cuib, nu știu, nu-mi dau semn. N-am auzit nimic. Păi nu, că ziua nu sunt. Vin doar noaptea din cauza frigului și dimineața plec. Mhm. Dar n-ai cum să intri, să-i scoți de acolo? Păi n-am cum, că e un spațiu așa mic de câțiva centimetri. Tu știi nasolie? De 6 ori m-au trezit azi noapte. Dar e sigur că sunt porumbei? Poate fi un șobolan, ceva. E cum, și-ar fi mai bine dacă ar fi un șobolan sau cum? Nu știu, am zis și eu așa. Că ar trebui să mă simt mai relaxat dacă un șobolan? Nu știu, mă întrebam doar dacă e sigur că sunt porumbei atât. Sunt sigur, normal că sunt sigur. Mamă, deci nu mai gândul că ar putea fi un șobolan. Păi vezi, dacă era un șobolan, înțelegeam, dar așa, e doar un porumbel. Ți-e frică de porumbel? Ce mă, de frică e vorba? Am zis eu ceva de frică? Sunt scârboși atâta tot. Ei, sunt scârboși. Da, sunt mega jeboși, au toate bolile din lume. Șobolanii aerului, cum? Doar un porumbel rătăcit, atât. Bine. Mută-te. Păi cum să mă mut? Stau acolo de 10 ani, doar nu m-am mutat din cauza unor porumbei. Păi dacă îmi trebuia să dorm. Păi și crezi că găsesc altceva mai bun la banii ăștia? Nu știu. Dar nu există film la care să apelești ceva? Nu, există exterminator doar de gândașii de șobolani. Mă rog, am găsit un site care vinde tot felul de spray-uri, otrăvuri, chestii de astea, știi? Otravă, dar ce, vrei să-i omori? Păi eu nu vreau mă să-i omor, dar dacă nu-mi dau pace, tu chiar nu înțelegi? Dar sunt doar niște păsări, mă, ce naiba? Eu ți explic și tu nu înțelegi. Uite, vin într-o seară la mine să vezi. Chestia e că dacă le bag otravă, mă chem mor acolo, se împut, nu mai scap de miros, trebuie să dau naibii, acoperișul jos. Hai pe bune, ești groaznic. Eu sunt groaznic, tot eu sunt groaznic. Păi... Păi ei cum sunt? Uite, vin într-o noapte la mine să încerc să dorm, să vezi dacă poți. Cum arată sânziana asta? Bine, arată bine. Fumușica, da? Fumușica. Fumușica, da. Mi-am imaginat. Și meditațiile, cum mai merg? Bine, a început să prinde. Estetică e, merge mintea. Da, nu pot să nu remarc că voi petreceți cam mult timp împreună pentru niște simple meditații. Nu, mă, nu înțelegem bine așa tot. E o fată foarte deschisă. Mai povestește de viața ei, eu de-a mea. Da, da, da. Nu, pe bune, sunt în vacanță, am destul timp liber. Plus că îmi face plăcere să stau de vorbă cu ea. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar nu ți-ar face plăcere să mai faceți și altceva în afară de stat de vorbă? Nu. Ei, nu. Nu, serios îți zic. Te înțelegem bine și atât. Nu e nimic sexual la fel. Plus că sunt mult mai interesat să mă împac cu Irina decât să mă împur cu cine știe ce student. Ce-am pierdut? Nimic. Ăsta tot după Irina suspină. A, ce surpriză. Ce ți-aduc? O cafea. Ba nu, auzi? O bere. Ba nu, nu, nu. O cafea. Te pasc mi-o bere. Auzi? Adu-mi o bere totuși. Am crezut că e un singur nehotărât la masa asta. Aveam chef de o bere, dar mi-era să nu mă molestesc, că am mai băut una înainte. Ce joci azi? Trimisurile jurnii. Vreți să veniți? Cum mai sunt locuri? Nu,
Nu, că lucrăm la cartea mea. Plus că deja a început. Și e cel mai bine să te vedem într-un rol principal. Da. De la castingul ăla ți-au mai zis ceva? Nu mă dă încolo, niște bulanci. Mersi. Așa, zic cu Irina. Ce s-a mai întâmplat? Ce se întâmplă? Nu s-a întâmplat nimic. Am încercat să negociez o împăcare, dar se pare că nu sunt suficient de romantic. Nu. No. Tu? Da, simplu fapt că ne înțelegem bine nu e suficient. Nu mulțumește suficient că aveți aceleași gusturi la cărți și filme? Se pare că nu. O egoistă, domnule. E incredibil. Bă, dacă faceți mișto, vă las. Hai mă, că am glumit. Pe bune? Nu, nu, zi, serios, că îmi iau notițe. Pe ce să zic, a rămas așa, nici cum. Va trebui să-i demonstrez că simt pentru ea mai mult decât o simplă prietenie. Și? Ce simți? Pentru ea? Da. Cum adică? Simt că vreau să ne împăcăm și să fim un cuplu adevărat. Nu. Eu te întreb ce simți, nu ce vrei. Nu înțeleg. Păi asta simt. Nu. Ăsta e un gând, nu e un simț. Deci eu te întreb ce simți. Bă, deci fii atent. Relaxează-te. Închide ochii. Și fii atent la tine. Gândește-te la ce simți. Nu simt nimic. Cum să nu simt nimic? Bă, închide ochii. Bă, deci fii atent la tine. Gândește-te la nevoile tale. Care e primul lucru care îți trece prin cap? Ce simți? Nu simt mă nimic. Simt că mă înțeapă aici. Am mâncat o merdenea mai devreme. Asta e gol pe dinăuntru. Nu, nu e gol. Am mâncat o merdenea. E. Bă, cam aici pe cealaltă. Trebuie să intru în seană. Mă stați? Hai că mă întorc repede. Da. Ia-o mă prin spate! Atunci va înțelege pentru totdeauna de iubirea aceea. Mergem și noi. De ce vrei să-l vedem cum trece de două ori prin scenă? La unde se trimis vreo? Lasă că-l vedem dacă ia casting-ul ăla. Adică niciodată. Aici sunt! Am ajuns! Lucrurile nu păreau că merg în direcția dorită de Petru. Irina nu se lăsa înduplecată, iar el devenea din ce în ce mai confuz. Oricât și-ar fi bătut capul, nu reușea să înțeleagă ce se întâmpla cu el, de ce era atât de nefericit și ce să facă pentru a obține fericirea. Era pus în fața unei ecuații ale cărei soluții nu puteau fi găsite. Oare își dădea seama ce își dorește cu adevărat? De ce nu-și putea explica nevoia de a se împăca cu Irina? Cuvintele înțelepte ale prietenilor săi îl puseseră pe gânduri. Ce argumente să-ți mai dau, mă, că ți-am înșirat toată lista? Mă, tu așa crezi că să cucerești o fată cu argumente pro și contra? Nu, mă, evident că nu încerc, doar să-ți demonstrez că dacă ne-am împăcat, beneficiile ar fi mai mari decât riscurile. Ai că m-ai omorât. Mă, e ca la medicamente, adică te doare ceva, e un medicament. Da, ar putea să apară și efecte secundare, e adevărat, dar până la urmă ce preferi? Diabet sau o durere de burtă? Nu știu, tuberculoză sau vertij? Cancer sau, nu știu, migrenă. De fapt, nu, o posibilă migrenă. Hai, mă, de unde le scos cancer? Stai liniștit că nu moare nimeni dacă nu ne împăcăm noi. Pentru noi singurătatea e ca o formă de cancer. Aoleu. Da, ca să nu mai zic că singurătatea duce la cancer. Am citit eu un studiu. Ai citit eu un studiu. Da, oameni de știință britanici și americani au demonstrat că există o legătură directă între cazuri de singurătate și apariția unor forme agresive de cancer. Au făcut teste pe șoareci. Șoarecii care au stat izolați au făcut cancer, cei care au trăit în familie nu. Oameni de știință britanici. Britanici și americani. Păi e clar, dacă spun oameni de știință asta, trebuie să ne împăcăm în numele științei. Da. Auzi, dar oamenii de știință spun ceva și despre aventurile profesorilor de matematică cu studentele lor? Hai, mă, știi foarte bine că nu fac de asta. Nu m-am culcat nici înainte cu studente de ale mele. Și Cristina? Dar nu m-am mai văzut de mult cu Cristina. Am terminat-o cu ea de atunci.
Plus, Cristina nu e studenta mea, nu-i pun note. Și nu mai ai tu nicio studentă pe acolo pe lista aia ta, nu? Nu. Eu nu mă culc cu studente de ale mele. Doar cu studentele altora. Nu înțeleg deloc cartea asta modernă. Asta ce e, poză sau pictură? Am mai făcut o poză, s-a chinuit să picteze atât. Asta ce e, hârtie de ambalat? Mie îmi place. Mamă, dacă era hârtie de ambalat, ți-ai fi dat seama că e artă? Mie chiar îmi place. Auzi? Eu m-am cam plictisit aici. Eu vreau să le văd. Hai la etaj, că e ceva mai interesant. Ei, listu-i acolo. Hai pe scări, mai facem mișcare. Știți, eu pot să dau cu soluție să le gunesc. Dar trebuie să chemați un alpinist ăsta utilitar să se suie pe casă, să repare pe unde intră. Păi, dacă le dați cu insecticidul ăsta, mă gândesc că nu se mai întorc, nu? Eu nu pot să vă garantez nimic. Noi suntem specializați pe insecte, șoare și șobolani. Acum nu știu ce să zic dacă are același efect și la păsări. Da, spray-ul ăsta cu care le dați îi gonește sau îi omoară? În mod normal ar trebui să plece, dar dacă și-au făcut cuib sau ceva și au și pui, omoară. Eu așa zic. Dar nu vă garantez. Da. Ei, nu cred că au pui, că ziua nu prea aud. Mm-hmm. Da. Cel mai bine ar fi să chemați pe cineva să stupe găurile. E posibil să intre prin mai multe locuri. Atunci dăm cu insecticid peste tot și să sperăm că nu se întorc. Am înțeles. Păi dăm cu insecticid și gata, nu? Doar să trăiți. Așa facem. Da. Păi, nu puteți să dați chiar azi? Păi, dă-na la mine ce trebuie. Săptămâna viitoare, marți, miercuri. A, marți? Marți, la 9? Da, la 9, e bine. Dar trebuie să stați plecat acasă toată ziua, că e toxic. Am înțeles. Când se aprinde becul, încercați să stați cât mai nemișcat, da? Da. Dacă vi se face rău sau vă ia cu amețeală, aveți aici un buton. Apăsați pe el. Salut. Nu știam ce scule ai, așa că m-a dus simplu. E simplu, n-am. Atunci e bine, am fost prevăzător. Unde e pacientul? Vrei un ceai? De care ai? Verde, negru... Nu, dar stai că-mi agită. Da, tu bei cafea la orice oră. Cofeina m-o relație mai lungă, ne-am împrietenit. Cea mai lungă relația ta? Da. Vrei? Vrei? Da. Te rog. Nu
Sunteți mandarinele alea care se desfăceau super ușor. Știi că înainte se desfăceau imediat. Acum stari se desfă mai greu ca portocalele. Am văzut. Da. Și nu ți se pare ciudat? Probabil că nu sunt suficient de coapte. Da. Erau duși foc, nu? Pe vremea ta. Da. Știi că acum le uleg crude, le stropesc cu nu știu ce, ca să se coacă în timp ce le transportă spre supermarket. Se coc pe vapor. Sunt fructe semi-preparate? Cică. Se coc la căldură. Vrei să punem una la cuptorul cu microunde și să vedem dacă se decojește mai ușor? Păi, mersi. Păi, cu plăcere. Acum că se împăcase cu Irina, trebuia să-i dea vestea cea mare și Sânziane. Pe cât de fericit era de împăcare și de perspectiva unei relații solide, pe atât de neliniștit era de proxima întâlnire cu Sânziana. Începuse să se frământe dacă luase decizia corectă. Dacă o apucase din start, pe un drum greșit. Atunci când în rezolvarea unei ecuații greșești un calcul la început, rezultatul va fi distorsionat de greșeala inițială. Așadar, cum putea el ști dacă împăcarea cu Irina nu fusese doar o înșelăciune a propriei judecăți? Cum putea verifica dacă soluția ecuației era cea corectă? Petru se zbătea ca un cocoș fără cap în praful propriilor decizii. V-ați hotare? Da, o cafea, vă rog. Nu vreți mai bine un ceai? Nu, o cafea. Păi știți, noi suntem ceainărie. N-aveți cafea? Ba da, dar avem o selecție foarte bună de ceaiuri, dacă v-ați uitat. Păi un ceai atunci. Da? De care? De care o fi. Morning Bliss, e ok? Foarte bine. Da? Da. Bine. Mi de scuze, iartă-mă, iar m-am bătăcit. Nicio problemă. Mă aștept de mult? Nu, de câteva minute. Am și nouătăți pentru tine. Da? Păi și eu am. Ce tare. Bine. Păi zi tu primul. Păi nu, zi tu prima. M-am decis să nu mă dau la poli. Serios? Da. O să dau la arte. Ena, te-ai hotărât? Mhm. Bravo, mă bucur. Mersi. Și tu? Ce noutăți ai? Păi eu m-am împăcat cu Irina. Da? Foarte tare, adică mă bucur pentru voi. Cum așa? Păi am fost insistent, foarte insistent și ne-am mai văzut. Foarte tare. Am cunoscut și eu pe cineva. Da? E artist vizual și predă la un arte. A, tare. Ce predă? Un curs de fotografie. Câți ani are? 40. Face 41 în toamnă. Și e și scorpion. A. Face niște poze incredibil de frumoase. Trebuie neapărat să le vezi. Da, o să le văd. Are o expoziție zilele astea. Vezi și tu, da? Da, sigur. Da. Vă aduc ceva? Da, un Tropical Detention. Da, sigur. Păi, în cazul ăsta, nu cred că mai e nevoie să faci meditații, nu? Da, nu mai e nevoie. Mulțumesc foarte mult. Plăcerea a fost de partea mea. Să mai zici că nu sunt romantic. Mersi. Vrei zahăr la cafea? Nu, e ok, mersi. Ai dormit bine? Da. Tu? Mhm.
Nu te-au deranjat porumbei? Abia dacă i-am auzit. Ah. E bine atunci. Nu ești ok? Da, de ce n-aș fi? Și întrebam și eu că nici aseară n-ai avut orgasm. Da. Dar liniștită, o să fie bine. O să mă obișnuiesc cu postura asta și la un moment dat presupun că o să-mi dau drumul, nu? Mm-hmm. Tu te-ai simțit bine? Da. Asta contează. Ce n-o fi? Bună ziua! Oh, o luam uitat complet. Bună ziua, păi nu știu cum să facem. Păi vine colegul acum, e la mașină, prepară soluția și gata. Da, numai că nu sunt atât de sigur că mai vreau să facem asta. Adică n-aș vrea să-i omor dacă au cuib acolo. Păi v-am zis? Știu că mi-a zis. De-aia zic că poate o să găsesc o altă soluție mai bine. Păi și noi mai omorâm? Păi nu. Păi da. Uitați, pentru dumneavoastră, pentru deranj, îmi pare rău cum a stricat programul. Și pentru colegul. Îmi cer mii de scuze și încă o dată. La revedere. La revedere. Băi, stai acolo, că nu e acasă. Cine era? Unii de la deratizare. De ce ai șoareci? Nu, mă, pentru porumbei, eu știu. Vrei eu mor? Nu, mă, tocmai de-aia le-am zis să plece. Uh-huh. E bună, zbomon. De unde le-ai? Asta? Uh-huh. Deci, de la magazin. Auzi? N-ai vrea să ne mutăm împreună? Crezi că e o idee bună? Mă gândeam așa, că tot nu-mi dau pace porumbei ăștia și... Dacă vrei tu, putem încerca. Să vedem cum merge. Da. Bine. Mă bucur. N-am mâncat asta? A, nu, mersi. Mi-e dor de ochii tăi de cura ta. Mi-e dor. Cum a rămas cu problema cu impotența? Dar nu sunt mai impotent. Da, mă, știu, ziceam și eu așa, cum vrei să zic? Cum să rămână? Nici cum. O să fie bine. Să sperăm. Deci tu te-ai împăcat cu Irina și Sânziana s-a combinat cu un pictor. Fotograf. Ah, fotograf. Mm-hmm. Profesor la arte. De 40 de ani. Face 41, doamnă. Da. Nu e bine. Ce nu e bine? De ce nu e bine? Nu știu, dar nu e bine. Pe ce anume nu e bine? Păi nu se împlinește povestea. Cum nu se împlinește? Păi zici și tu. Deci personajul Petru vrea să se despartă de Irina, cu care este impotent, da? Hai, mă, termină cu chestiile astea. Păi, lasă-mă să termin. Ea rămâne însărcinată și se desparte de el. El se răzgândește, Dumnezeu știe din ce motive, și vrea să se împace cu ea, dar ea face avort. Între timp, el se vede cu Sânziana, care e mișto, și se mai vede cu altele, pe care nu le menționăm, da? Și într-un final, el se împacă subit cu Irina și Sânziana se combină cu un alter ego de-a lui. Așa e? Așa. E, așa. Și ce-i cu asta? Păi, ce să fie? Nu-i nimic. Asta a fost. Ce vrea să spună povestea asta? Ce să spună, mă? Nu spune nimic. Care-i contribuția ta la ce ți s-a întâmplat? Cum adică? Păi zici și tu, puteai să te împaci cu Irina sau să nu te împaci cu Irina, da? Decizia a fost la ei, n-a fost la tine.
La fel cum puteai să te combini cu Sânziana sau cu nemenționatele. Așa, și care e problema? Păi mi-am pierdut 2 luni de zile cu tine și cu povestea asta a ta care îmi duce nicăieri. Păi ce mă te-am pus să scrii povestea asta? Bă, dar ce zici, mă, că ți-ai pierdut timpul? Adică tu îți pierzi timpul dacă stai cu noi? Nu, mă! Adică aveai ceva mai bun de făcut și te-am oprit noi? Păi puteam să scriu la un roman SF, că uite, mi-a venit o idee nouă. Păi scriu, mă, dacă ai o idee, scriu. Să vedem dacă o și citește cineva. Bă, ăsta o să fie un hit, că merg pe o chestie high concept. Aha, sunt convins. E, o să vezi. Bine, hai să lăsăm SF-urile și hai să mergem. Hai. Ia, mă. Ce faci, mă? Bravo, mă. Bravo. Păi, credeam că o prins. Și acum ce facem? Ce să facem? Mergem înainte. Oricum se făcea târziu. Hai să bem o bere măcar, că e frumos afară. Hai. Ție ți-au mai zis, mă, ăia de la castingul la ceva? Nu, mă, dă-i încolo. L-au luat pe bucur. E, îmi pare rău. Auzi, dacă iese treaba cu SF-ul și se face un film după el, le pun eu condiție să joci tu. Bine. Băi, 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 fii atent. Pe personajul principal îl cheamă Andy, Andy. Și e actor. A? Bine. Unde mergem, la Cireșica? Păi unde? Da, hai la Cireșica și stăm afară pe terasă. E și aproape de casă.